auleu, cum se aude. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu mașina potrivită. Și mașina asta, cred că este mașina potrivită. Are un motor care este fabricat în Affalterbach, în Germania. Ea este asamblată în Graz, în Austria și verificată pe strada Verzișor numărul 14 la mașina potrivită. Este vorba despre un G63 AMG cu motorul de 4 litri biturbo V8. Un motor super interesant și o să vă povestesc câteva detalii despre el un pic mai târziu. Mașina este din 2021 și costă 165.000 de euro. Avem un client care vrea să cumpere mașina asta și a adus-o la noi la verificare. Dacă vreți și voi să verificăm astfel de mașini pentru voi, poate de astea, poate mai ieftine, poate mai scumpe, de ce nu? Atunci tot ce trebuie să faceți este să ne contactați la numărul ăsta de aici de pe WhatsApp și putem să verificăm mașina fie la noi la atelier, fie altundeva în țară. Bine, hai că m-am lungit cu introducerea, haideți să vedeți mașina. Bun, ca la fiecare verificare mașina potrivită, ne uităm cum arată practic mașina asta. Și primul lucru pe care putem să-l vedem este că acest capac este fisurat. Probabil trebuie înlocuit, probabil vine cu tot ansamblu, trebuie să scoți camera, adică sigur este scump. Avem parbrizul care este fisurat, este parbriz original. Semnalizările sunt în exteriorul farurilor și ăsta are o fisură acolo. Toată mașina asta are folie, vă povestesc imediat. Și mai avem undeva în spate, aici, încă o extorsiune a unui degajament și mai era undeva încă ceva, dar pe aia nu mai văd. Deci este o mașină normală, până la urmă este o mașină second hand. Acum, clienții nu ne angajează pe noi doar să vedem cum arată din punct de vedere estetic mașina, ci vor să afle ce e revopsit, ce nu e revopsit și cum a fost reparat. Acum, toată mașina a fost înfoliată, are folie transparentă, ceea ce e un lucru bun pentru că e o mașină de valoare mare și merită să faci chestia asta. Radu se uită acum pe fiecare element, pe stâlpi și noi... Ia stai un pic să vedem, uite. Folia mi se pare că a fost pusă foarte ok. Dacă sunteți detaileri sau de ăștia care pun folii, da, și știți mai bine. Nu știu, mie mi se pare că arată foarte bine, nici nu-ți dai seama care folie. Dar noi când verificăm stratul de vopsea trebuie să scădem grosimea stratului foliei din cifra pe care o avem noi pe aparat. Să vedem astfel dacă mașina a fost revopsită sau nu. Bun, pe partea de revopsiri și incidente, mașina nu are nicio revopsire, deci ăsta este un lucru foarte bun. Na, la 40.000 de kilometri este vopsea originală, folie, nu m-aș aștepta să fie absolut nicio problemă. Hai să ne uităm acum și pe un raport car vertical, să vedem dacă ne zice ceva diferit de ce am descoperit noi. Păi, contor de parcurs, 18.000 de km, mașina are acum 40 sau cât avea, 38.000 în bord. Arată mai multe, nu știm, avem o singură intrare aici și pe partea de daune avem, sunt chestii super mici. La mașină de 165.000 de euro, daună de 6.000, poate să fie capacul de oglindă, vreo nu știu cât, bine, asta e mai vechi. Dauna mai veche, are parbrizul înlocuit deja o dată și acum este din nou fisurat și în car vertical apar daunele de două ori, să zic așa, o dată când se deschide dosar de daună și a doua oară, să zic, când se face reconstatare și de asta uneori cifrele pot varia. Dar dacă s-a deschis dosar de daună și are deschisă mașina asta pentru semnalizare, capac, oglindă și parbriz, 14.000 de lei soto. Așa că daunele astea nu sunt mari deloc pentru mașina aceasta. Ia uite, asta e mai ieftin, 144.000 de euro. E 2020. Și are alt motor. Da. Bun, hai să mergem mai departe. Pe partea de opțiuni, mașina asta are camere față, spate, camere laterale, are senzori de parcare, dar nu pot să zic că are niște opțiuni așa de care n-ai mai văzut la alte mașini. Cumva nu neapărat opțiunile pe care le are mașina asta o fac să fie specială, ci din punctul meu de vedere, sunetul. Se aude demențial, se aude superb, se aude extraordinar. Nu știu, dacă știți că sunt, în cazul în care nu poți să dormi, sunt sunete de alea de rainforest, păsări care ciripesc. Eu mi-aș pune un motor V8 care merge așa foarte puțin turat. Pe sunetul ăla aș putea adormi foarte bine. Și ca să mă trezesc, un V8 din ăsta turat. Bun, ajungem acum la motor. Handcrafted by Reinhard Strauss. Ăsta este un motor care este asamblat manual de acest Reinhard Strauss pe linia de asamblare din Affalterbach de la AMG. Apoi motorul ăsta este transportat în Austria, în Graz, și acolo este montat pe mașină. Motorul ăsta vine stock cu o putere de 585 de cai și are montat un powerbox care este pe acolo, unde se văd firele alea acolo care par mega aftermarket. Așa. Asta face ca mașina să aibă acum o putere de aproximativ de 700 de cai putere. Ea are și evacuare a Akrapovič, full Akrapovič. Cred că evacuarea asta costă 15.000 de euro. Am zis bine? Da. Eu am mai verificat mașini din astea, din păcate n-am putut să le filmez. Am verificat AMG 63 GTS, AMG 63 GTR cu 510 cai, respectiv 585 de cai putere. M177. Sunt mai multe coduri de motor. Ăsta este M177, construcție integrală efectiv din aluminiu. Și ăsta este motorul LS2. Există diferențe față de LS1. Ăsta este motorul LS2. Este un motor foarte, foarte interesant. Este în primul rând V8, după cum v-am zis deja, V8 biturbo, cu două axe cu came pe fiecare banc, pe banc 1 și pe banc 2. Motorul LS1 avea turbine normale, astea sunt turbine twin scroll, ambele turbine. LS1 avea compresie de aproximativ 10,5 la 1, ăsta are compresie de 8,5 la 1, asta înseamnă că bagă destul de mult aer în motor. O chestie super interesantă este că fiecare componentă de pe motorul ăsta are un cod QR, se poate vedea acolo, inclusiv arborele cotit are un cod QR și toate piesele, toate tool-urile folosite pentru asamblarea acestui motor au și ele un cod QR. Și toate chestiile astea, când este asamblat motorul, toate specificațiile de strângere sunt înregistrate în calculator, așa că poți să știi cum tipul ăla Reinhard Strauss a asamblat motorul acesta în cazul în care există vreo problemă cândva. Cum te-ai și aștepta la un motor de ăsta, chiuloasa este dintr-un aliaj și mai interesant de aluminiu și zirconiu. Zirconiul ăsta este folosit în special în stomatologie. În cazul în care erați foarte curioși, astea sunt informații pe care le-am găsit pe net. Există două pompe de injecție de înaltă presiune, ambele sunt angrenate de axele cu came, mecanic. Despre distribuție. Distribuția este pe lanț, evident pentru un astfel de motor, și există așa, există un lanț pentru banc 1, un lanț pentru banc 2 și un lanț intermediar pentru arborii de balans, pentru arborii balansieri. Și evident mai avem și o parte pentru pompa de ulei. Acum, diferența între motorul ăsta și motorul care este pus pe AMG 63 GTS, de exemplu, este grosimea sau înălțimea băii de ulei, pentru că acolo mașina este gândită să meargă pe circuit și practic are nevoie de o baie de ulei specială care este foarte, foarte îngustă, să zic îngustă, foarte, nu este foarte înaltă. Aici este mult mai mult spațiu și atunci baia de ulei poate să fie una normală. Deci, să zic, asta este o diferență în cazul care vă întrebați. Oare care o fi diferența între asta și aia? Așa, ca și probleme, la motorul ăsta ar fi termostatul. Termostatul este cam în zona asta. Mașina folosește air charge cooling, adică sunt două interculere răcite cu apă. Desigur, fiecare cu o pompă de apă auxiliară. Nu vă imaginați că o să fie așa de simplu. Și ca să ajungi la termostat trebuie demontată toată partea din față, trebuie demontate ambele culere și asta înseamnă că este o muncă de cel puțin 24 de ore pentru a face toată chestia asta. Mai sunt probleme pe separatoarele de ulei și cam asta. Foarte interesant la motorul ăsta este că, da, având în vedere că turbinele sunt aici în centrul V-ului, înseamnă că admisiile sunt în părți și singurele componente de plastic, așa, pe partea asta de motorizare, sunt galeriile de admisie. Așa că este mai ușor să demontezi ceva pe la turbosuflante pe aici decât pe la galeriile de admisie, care sunt din plastic și uneori la unele mașini se crapă. În rest, motorul ăsta, bine, se pot spune foarte, foarte multe despre motorul ăsta. E ceva foarte interesant. Oricum, ăsta e bun. Mie mi se pare foarte fair că atunci când prezint, și o să fac asta de acum încolo, când o să prezint pe canalul YouTube Mașina Potrivită o astfel de mașină care nu este uzuală pentru noi, voi cita și sursele de unde am toate informațiile astea, pentru că au fost câțiva oameni care m-au inspirat, în principiu mecanici din state care au experiență pe aceste motorizări și acolo m-am informat și eu, nu doar de data asta, și cu alte ocazii. Și atunci o să las toate sursele pe care le-am folosit, o să le las acolo, pentru că evident n-am cum să fiu eu personal o mega enciclopedie și să știu tot despre orice motor. Deci o să vă las sursele respective. Mașina asta nu are șasiu autoportant, adică este pe o tehnologie destul de veche și anume caroserie pe șasiu. Asta înseamnă că elevatorul nostru, care este destul de lat, nu este suficient de lat pentru că nu avem cum să prindem, să punem, să o ridicăm de aici. Aici este doar plastic și ar trebui să o prindem de acolo. Și asta este din cauza că evacuările astea vin pe exteriorul șasiului, nu vin prin interior și sunt două țăvi de evacuare foarte, foarte, foarte groase. Deci de asta nu putem să o ridicăm și trebuie să vedem ce putem face cu mașina așa. Bun, hai că noi am făcut aici o mică improvizație și totuși am reușit să ridicăm un pic mașina. Dar aici are ceva ulei, să pare ceva. Cam așa arată mașina pe partea asta de roți. În primul rând avem amortizoare adaptive, double wishbone ca tip de suspensie, amortizoare adaptive, v-am zis, uite, se văd evacuările pe aici. Discuri de frână, nu știu, sunt foarte mari. Sunt mari, sunt perforate, mașina este grea. Fix mașina asta are 2600 de kilograme. Da, cauciucurile sunt din 2021, sunt în stare bună și acum vreau să, Radu tocmai a ieșit de sub mașină, vreau să intru și eu puțin să vă arăt cum arată pe dedesubt. După cum vă așteptați, arată super, super bine. V-am zis, este body on frame, adică caroserie pe șasiu. Mașina asta are 3 diferențiale, are spate, centru și față și cutie de transfer cu 2 trepte. Am uitat să vă zic că cutia de viteză este 9G-Tronic. Așa, și cam așa arată mașina pe aici. Bine, fiind o mașină din 2021, arată foarte bine. Cutia de transfer arată foarte ok, este super curat totul aici, pe mașina asta. Avem și o ranforsare. E foarte important ca din mașină să nu curgă nimic. Evident, există 2 cardane, un cardan mic care merge în față și un cardan mare care se duce în spate. V-am zis, apar foarte multe ranforsări. Pe spate avem o punte rigidă, foarte interesantă, o construcție interesantă și pe față avem o suspensie independentă. Mașina asta este bună pentru off-road. Poți să mergi off-road cu ea, poți să mergi în oraș cu ea, poți să mergi peste tot cu ea. Mie mi se pare că este efectiv superbă, dar cel mai mișto la mașina asta este sunetul. Cam așa arată tobele ăsta. Păi, o lucrătură foarte, foarte faină și vin din față. Da, asta este singura mașină de genul ăsta, gen off-roader, cu șasiu body on frame, care are 3 diferențiale blocabile. Uite. Și da, trebuie să știi să o folosești bine off-road. 1, 2, 3. Și v-am zis, cutie de transfer cu 2 trepte, cutie de viteze 9G-Tronic. Adică mașina asta poate să meargă pe peste tot. Bun, ajungem acum la partea interioară. Aici este roata de rezervă. Bă, mașina asta pare mare de afară, dar spațiul este mic. Pentru că mașina are over fenderele astea, are roțile un pic ieșite, dar efectiv spațiul din cabină nu este foarte, foarte mare. Aici lucrurile arată bine, poți să pui niște băgăjele, nu poți să pui foarte multe băgăjele, dar prelucrarea este una foarte bună, îmi place. Și ce-i fain la Mercedes-ul ăsta este modul în care se închid ușile. Se închid a super calitate. Da, G-Class-ul este o mașină cu balamalele expuse. Aici în spate, băi, ușile se închid foarte satisfăcător. În primul rând, sistemul ăsta unde apeși. Apeși și tragi. N-ai nevoie ca la Tesla să te chinui, să... Da, deci este o mașină foarte interesantă. Așa. Spațiul ăsta din spate aici este foarte mic, adică este mic, am stat mai devreme în spate, se aude vacorile alea, nu știu dacă poți la drum lung să mergi cu mașina asta, sincer, dar neavând-o, evident că mi-aș dori așa ceva, nu știu. E foarte, foarte interesant, dar spațiul ăsta nu e mare. Te gândești, bă, la dita mai mașina ar trebui să fie mai mare. Dar nu e. Aici arată a Mercedes. Adică arată a Mercedes, avem așa scaune încălzite, scaune ventilate, comenzile astea pe ușă, calitate, carbon. Aici, evident, sunt niște mici zgârieturi, dar nu este ceva nasol. Aici a intrat apă sub folia asta. Cred că era mai bine să vină folia un pic mai sus, dar da, nu știu de ce. A intrat apă. Mașina nu este curată acum, la momentul verificării. Foarte interesant cum sunt prinse balamalele astea. Balamalele care au rămas la fel la toate G-clasurile. De când s-au fabricat G-clasurile. Și acum, cum arată efectiv poziția asta la volan? Superb! În primul rând, trebuie să o pornim. Bă, mașina este bombă, adică este foarte mișto. Nu pot să vă descriu, sunetul se aude minunat, consumul apare acolo, bordul arată superb. În primul rând, volanul. Volanul este unul dintre cele mai mișto volane pe care le-am ținut în mână vreodată. Ai loc, în primul rând, partea asta este suficient de subțire, ai loc unde să stii degetele în spatele volanului. Îmi place, nu este rotund, e rotund până aici, aici este teșit, aici e teșit și aici. Carbon AMG, de aici poți să schimbi modul ăsta. Mamă, cum se aude! Uleu! Vai de capul meu! Scaunele arată foarte bine, scrie AMG pe peste tot. Volanul ăsta, bine, a văzut și zile mai bune, dar nu e nasol. Deci trebuie să oprim, că altfel o să se audă sunetul prea puternic. Așa, per total, trebuie să vă zic că poziția asta la volan e una foarte faină. Suspensia e bună, mașina e confortabilă. Aici poți bloca diferențialele. Butoanele astea, să zic că sunt cam neimpresionante. De C-clas, exact. Și calitatea, se mișcă chestiile astea pe aici. Așa, uite, mi se șoptește în cască așa, pachetul de piele este cel exclusiv. Adică mașina asta are și multe extra opțiuni puse pe ea, inclusiv plafonul. Deci este o mașină superbă. Nu prea mai avem acum timp, din păcate. Dacă mai vreți mașini de-astea pe canal, să-mi ziceți, Dane, filmează și mașini de-astea mai frumoase, că ne-am săturat de toate troacele pe care ni le prezinți, așa că vă rog să-mi ziceți. Deocamdată, haideți să mergem cu mașina și apoi ne întoarcem aici să tragem o concluzie. Wow, ce fain! Aici îndreptai mult. Da, dar asta nu e mașina de 5.000 de euro. Da, Aoleu, cum se aude! Așa mi-ar place și la motor. Tobiță. Mamă, este un sunet pervers. Deci că mă simt așa ca într-un microbuz, cumva. Dar e destul de confortabilă ea. Este, și poziția la volan e foarte... Și toată lumea se uită la tine. Este incredibil. Așa, ca la orice drive test, trebuie luată cu cumpătare. Dar mașina se aude foarte bine, se simte foarte bine și e foarte mișto. Ce nu-i mișto e consumul, 59%? Bine, de 3 km. 60 de litri la 100 de km. Deci sunetul este demențial. Îmi place foarte mult suspensia. Așa. Bun, mai merg un pic mai în față și facem schimb de șofer. Și direcția e faină. Cred că asta este servodirecție electrică, dar se simte ca una hidraulică. E foarte mișto mașina asta. Da. E o mașină nesimțită. Nesimțită așa de... de mișto. Nici nu știu exact, am... Da, este superbă. Cred că ce o face așa de mișto e sunetul. Sunetul e wow. Deci mașina asta valorează cât toate mașinile de pe șosea. De aici până la semafor. E mai mișto decât un BMW X6. Nici n-are nicio treabă. N-are nicio treabă. Nu. Și are și forma asta pătrată, mare, agresivă. Da. E superbă. Dar cu mașina asta trebuie să fii obișnuit sau să știi ce să faci cu atenția pe care o primești. Să știi că peste tot unde te uiți, peste tot unde mergi, cineva se uită la tine. Hai să vedem și în confort. S-a muiat și asta, văd. S-a muiat volanul. Mamă, deci... Nu, e minunată, minunată. Asta merită înregistrată și să-ți pui... când adormi, să-ți pui sunet de asta, așa, de motor V8, la turație mică. Și când te trezești să-l pui așa. Nu te răstor, Dan. E destul de mică așa ca spațiu. Dragilor, asta a fost verificarea de astăzi cu Mercedes G63 AMG. Este cea mai scumpă mașină pe care am verificat-o noi la atelierul Mașina Potrivită până acum, 165.000 de euro. Și desigur îți pui întrebarea de ce să-ți cumperi mașina asta, ce utilitate are, chiar o să o folosești off-road, chiar o să mergi cu ea în halul ăsta de tare? Cred că peste 120-130 de km pe oră, oricum o să se audă vântul foarte puternic, dar așa ca bucată de, nu știu, de istorie, este ceva foarte, foarte mișto. Cum se aude? Sunetul este demențial, deci e de nedescris. Deci pe mine m-a entuziasmat foarte, foarte mult. Mie mi-a plăcut mașina. Clientul nostru o să primească raportul nostru de verificare. A durat destul de mult și n-am mai avut timp la final așa să filmez și alte detalii. Mie mi-a plăcut mașina, lui Radu i-a plăcut mașina. Și acum e important ca clientului să-i placă mașina. Ce părere aveți voi? Aveți un de-ăsta? Și dacă da, am putea să-l filmăm ca să ne luăm așa mai mult timp cu mașinuța asta. Și poate aveți o mașină chiar și mai puternică de... Asta era 585, s-a dus în 700, poate aveți una de 1000 de cai putere. Bănuiesc că motorul ăsta, și poate este interesant de făcut un episod special dedicat pentru motorul ăsta, are și internele forjate, are bielele forjate, are pistonul forjat, are arborele cotit. Adică motorul ăsta sunt sigur că poate fi tunat destul de bine și poate să ajungă la peste 1000 de cai putere. Bine, ăsta a fost episodul de astăzi cu Mașina Potrivită. Mulțumesc că v-ați uitat, sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut sunetul. Mai las acum la final câteva cadre cu sunetul ăsta, pentru că este prea mișto. Este prea mișto să nu-l avem. Asta a fost episodul. Până la următorul episod, v-am salutat. Pa, pa!